Traducere și adaptare. Decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina a alimentat speculațiile că președintele rus s-ar putea să-și fi pierdut mințile. Fostul director al CIA Robert Gates spunea într-un interviu recent că Putin a înnebunit. Senatorul Marco Rubio a scris pe Twitter, imediat după ce a început invazia, aș vrea să pot spune mai multe, dar tot ce pot spune momentan este că e destul de evident pentru toată lumea că e ceva ciudat cu Putin. Întotdeauna a fost un criminal, dar problema lui acum este diferită și importantă. Ar fi o greșeală să presupunem că Putin de acum ar reacționa la fel ca acum 5 ani. Vrem să-i oprim chiar și pe nebuni. Dacă aceste aprecieri sunt corecte, atunci lumea întreagă se confruntă cu o situație tulburătoare, un rege nebun în posesia celui mai mare arsenal nuclear, după cum chiar el a amintit. Dacă Putin nu este un adversar rațional, atunci politicile care ar putea opri un om mult mai rezonabil ar putea eșua sau ar putea avea un efect opus. Așa cum au recunoscut strategii cu mult timp în urmă, tacticile de descurajare sunt necesare, dar nu întotdeauna suficiente. Analiștii care au lucrat pe astfel de probleme s-au arătat îngrijorați în special de oponenții raționali. Strategul militar Hermann Cahn spunea în 1962 că vrem să-i oprim chiar și pe nebuni. Recomandări celelalte războaie ale lui Putin. Grozny, Alep, orașe devastate de armata Rusiei, oferă un tipar sumbru pentru ofensiva din Ucraina. Cahn a concluzionat că totul ține de gradul de iraționalitate, astfel că tacticile de descurajare trebuie folosite cu precauție când vine vorba de astfel de adversari. Patrick Morgan, cercetător pe teme de securitate națională și internațională, preferă termenul sensibil în loc de rațional, pentru a explica faptul că un adversar nu trebuie să fie perfect rațional ca să fie înțeles și pentru ca acțiunile sale să fie anticipate. Actorii sensibili pot avea scopuri care nouă să ni se pară odioase și ofensive, dar pe care ei le pot urmări în moduri prin care parcă reușesc să le atingă. Pot, de asemenea, comite erori umane. Dar până și Morgan recunoaște că nu toți adversarii vor fi suficient de sensibili ca să accepte să nu urmeze anumite acțiuni militare. În timpul războiului rece, problema liderilor iraționali cu arme nucleare nu a devenit niciodată acută. Dar comportamentul lui Putin ar putea deveni îngrijorător. Putin nu a anticipat că lumea se va întoarce împotriva sa. Criticii consideră fără fundament teoria descurajării oamenii, spun criticii, nu sunt aproape niciodată raționali. Un lider competent poate urmări scopuri bizare, dar pare mult mai rațional decât unul care comite greșeli în timp ce încearcă să atingă niște obiective care au sens pentru noi. Recomandări, cărei religii aparțineți, întrebarea problemă de la recensământul populației. Să pui ateu pentru că ai o problemă cu opulența preoților nu e o idee bună. Așadar, Putin doar face greșeli, ori chiar este irațional. Afirmația lui cum că guvernul ucrainean, condus de un fost comediant evreu, ar fi fascist și nazist este absurdă. Invazia trupelor ruse în Ucraina s-a bazat pur și simplu pe presupunerea că ucrainenii îi vor primi pe soldații ruși ca pe niște eliberatori, ca pe salvatori. Și mai inexplicabil este cum Putin pare că nu a anticipat faptul că acțiunile sale vor întoarce întreaga lume împotriva sa. Cu toate astea, nu înseamnă neapărat că Putin este un om atât de irațional încât să nu poată fi convins să-și schimbe demersurile. Orică subordonații săi nu vor interveni la un moment dat, având în vedere că situația continuă să se deterioreze. În același timp, Statele Unite și aliații lor trebuie să ia în calcul posibilitatea ca în fața unor amenințări militare sau economice, Putin să devină și mai determinat să continue ce a început și să se dezlănțuire. Recomandări cealaltă față a prestației statului român în fața valului de refugiați ucraineni, impecabil la frontieră, lamentabil în interior. E o greșeală să presupui că un rival are o problemă psihică pentru că acționează inconștient sau insensibil. Lideri ca Putin sau ca dictatorul nord-corean Kim Jong-un țin de modul în care aleg să conducă un stat indiferent de costul și riscul unui război nuclear. Pentru toți ceilalți, asta este inconștiență, dar pentru ei este o acțiune logică și rațională. Un președinte care nu știe ce înseamnă, nu. Cu toate că retorica apocaliptică a lui Putin ar putea fi un semnal de alarmă, nu este neapărat un simptom al unei probleme psihice. De exemplu, Putin declara într-un interviu din 2018, dacă cineva decide să distrugă Rusia, avem tot dreptul legal să ripostăm.
Da, ar fi o catastrofă pentru umanitate și pentru lumea întreagă, dar ne vom ridica la cer ca martiri, în timp ce ei vor muri înainte să știe ce i-a lovit. Cu altă ocazie, președintele rus a întrebat, ce rost are o lume fără Rusia? Desigur, un conducător competent poate suferi o criză psihotică în măsură să-i schimbe personalitatea, dar pot fi și alți factori. Dictatorii, mai ales cei care sunt în putere de foarte mult timp, așa cum este Putin, tind să rămână într-o bulă în care nimeni nu îndrăznește să spună nu sau să-i contrazică. Convingerile greșite încurajează decizii greșite. Dacă Putin nu este un om sensibil, atunci strategiile de ripostă de genul sancțiunilor economice care continuă să se adune pentru Rusia nu vor avea niciun efect asupra lui. În schimb, poate alți ruși ceva mai raționali ar putea fi țintele acestor sancțiuni menite să influențeze politicile Rusiei împotriva Ucrainei. Tot mai izolat și disperat, Putin s-ar putea să încerce brusc să escaladeze conflictul în loc să dea înapoi, punând în pericol nenumărați oameni nevinovați. Luând în calcul această periculoasă posibilitate, liderii din vest trebuie să se pregătească pentru cei mai rău și să spere la cei mai bun. Citește și proteste în mai multe orașe ocupate de forțele ruse. Mii de oameni au ieșit în stradă cu steagurile Ucrainei. Ce este trauma salvatorului prin care pot trece voluntarii pentru refugiații din Ucraina? Pot trăi durerile victimelor ca și cum ar fi ale lor. O viață nouă, forțată de război. Povestea primelor ucraineni angajate în România înseamnă ceva să pleci știind că vei avea un salariu. Rușii care au vorbit împotriva războiului, forțați să demisioneze. Nici vaccinarea anticovid nu a semănat atâta ură. GSP, mesajul ucrainenesc pentru românul care a făcut-o să plângă într-o benzinărie din zona Moeciu, nici nu știa că am 4 copii. Plaite ro Donald Trump, amenințare la adresa lui Vladimir Putin. S-a aflat abia acum clădirile țintite din Rusia pe care le... Observator News, ro Robot este dependent de păcănele și a jucat 200.000 de euro în ultimii ani. Mi-aș tăia o mână să scap de ele. Horoscop 22 martie 2022. Taurii ar fi bine să se asigure că ceea ce spun va ajunge la cine trebuie și vor fi înțeleși cum trebuie. Știrile ProTV, ro ce înseamnă hidratare corectă. Apa se clasează abia pe locul 10 într-un top al băuturilor hidratante, potrivit unui studiu. Telecom Sport, specialistul american care anunță următoarea țară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina, sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă.